Peste 500 de polițiști, membri ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, s-au întrunit astăzi la Casa Armatei pentru alegerea noii conduceri. În cursa pentru șefia organizației Giurgiu Vene au intrat 3 candidați, printre care și Ion Dragomir, cel care a condus până acum filiala. După ce a ajuns în turul al doilea cu unul dintre contracandidații săi, Ion Dragomir a fost nevoit să predea ștafeta noului lider în persoana lui Gheorghe Ioniță, acesta câștigând la o diferență de peste 30 de voturi. Domnul Dragomir are 135 de voturi, domnul Ioniță Gheorghe 170 de voturi. Giurgiu este domnul Ioniță. Prezenți la întrunire au fost și reprezentanții organizației pe țară, care au declarat că au nevoie în echipa lor de oameni puternici și demni să apere drepturile și interesele polițiștilor. Drepturile polițiștilor, dar aici mă raportez strict în sensul la angajator, spun eu, din neștiință sau prin abuz, au refuzat în mod repetat să acorde drepturi prevăzute de lege. Mie cel mai mult îmi place forța exemplului. La Giurgiu avem 2 acțiuni câștigate, una definitivă care trebuie pusă în plată, un spor de 100% la salariu pentru sâmbete, duminici, sărbători legale în care nu se lucrează. Mai avem o muncă suplimentară câștigată în fond, suntem în recurs la Curtea de Apel. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a luat ființă la data de 21.12.2004, având ca principal obiectiv respectarea drepturilor și apărarea intereselor celor care veghează la liniștea și siguranța publică.